În schimb, cele două meciuri de la Voluntari s-au încheiat cu același rezultat, 1-1. Adrian Bălan, marcator în ambele dueluri. Așadar, începe meciul dintre FC Botoșani și FC Voluntari, primul duel al etapei a noua din play-out-ul ligii întâi. Cei de la Voluntari în posesie cu Novac, acum balon trimis de Jansoni al Senat, interceptează moldovenii și este un fault comis. 16 goluri din fază fixă, doar Astra stă mai bine la acest capitol, cu 8 trece reușite. Un șut aici a lui Bălan, ce ocazie pentru Voluntari! Pleșca și el fără reacție. Bălan semnează prima ocazie importantă. Iată cât de periculoasă este Voluntariul la faze fixe. Un șut trimis în bară. Apoi mingea trece razant pe lângă Pleșca. Aproape că nici nu a simțit mingea pe lângă el, portarul. Continuă Dimitrov. Dimitrov încearcă o pasă spre Ivanovici. Ivanovici ia prin planul lui Filipov, cel Hensel de la Botoșani și e penalti. E penalti pentru FC Botoșani. Mingea cred că l-a lovit pe Spahia. Arbitrul adițional a avut un rol important la această luare acestei decizii. Fanii gazdelor au reclamat penaltiul de dată ce Ivanovici a centrat, da, mingea se așteaptă fluierul arbitrului Cătălin Popa, care vine acum Vașbari, gol, Gabriel Vașbari, a șasea reușită a adeptarului Botoșaniului în prima ligă în acest sezon. Ultima oară punctase într-un 6-1 cu ACS Poli din Ușoara pe teren propriu. Iată pe Vașbari marcând din nou. Aceasta este faza care și Spahia și Filipov atingă mingea cu mâna. Penalti. Să vedem replica Voluntariului, care vine acum prin această centrare șutată a lui Laurențiu Rus, respinge cu dificultate Pleșca și apoi este un fault în atac al oaspeților. Extraordinar a ripostat Voluntariul, echipă care, să nu uităm, a avut un șut în bară în primele minute după la o lovitură liberă bătută foarte, foarte bine de Adrian Bălan. Vedem aici șutul lui Laurențiu Rus și parada lui Pleșca. Un rol determinat în obținerea penaltiului. Să-l vedem aici pe Dimitrov. Centrează, lovitură de cap și ocazie mare pentru cei de la FC Botoșani. O fază care a semănat foarte mult cu golul lui Fulop de la Ploiești. Tot după o centrare din flancul drept a venit lovitura de cap a lui Fulop în poarta prahovenilor. Acum vedem centrarea lui Dimitrov foarte bună. Se poziționează bine și Fulop de lângă Jansoni al Senat, însă el trimite, nu mai trimite la fel de ce a venit la Steaua. Aici cu Cabrera, gol! FC Botoșan, gol marcat de Gonzalo Cabrera. 2-0 pentru echipa lui Leo Grozavu. Cabrera la al treilea gol în ultimele două runde. Leo Grozavu, omul care a revenit la Botoșani, reușește să îndepărteze echipa de zona periculoasă a clasamentului. Cabrera își continuă seria golurilor, 7 goluri în acest moment pentru argentinian. Un șut din drop, fără nicio speranță pentru Calancea. Execuție imparabilă a lui Cabrera. Pahia. Ștefănescu rezistă în fața lui Cucu. Ștefănescu la marginea care lui o pasă. 1-2, frumos și gol! Gol! FC Voluntari, gol marcat de Cătălin Ștefănescu. Frumoasă acțiunea Voluntariului. E un gol care cel puțin o răsplătește pe echipa lui Florin Popescu pentru felul
în care a început jocul. Frumoasă această combinație între Adrian Bălan și Cătălin Ștefănescu, fostul jucător al Ceahlăului Piatra Neamț, jucător împrumutat de la Steaua în acest sezon. O minge deviată, ocazie pentru Ivanović, trage în plasa laterală, ocazie importantă din nou pentru cei de la FC Botoșani. Publicul simte aici la limita offside-ului Ivanović, blocat totuși de Spahia. Ivanović, preluare bună în fața lui Mitache. Ivanović centrează pentru Matulevici, gol! FC Botoșani, un gol splendid, un gol marcat la capătul unei acțiuni care a însumat toată energia emanată de publicul din Botoșani către transmisă către echipă. O centrare perfectă a lui Ivanović și Matulevici smachează cu o lovitură de cap. Din nou Botoșaniul se remarcă prin aceste patru dintre ele au fost cu echipe din play-off. Să-l vedem pe Mușat citează, respinge Calancea. Botoșaniul nu se limitează la acest rezultat, vrea mai mult. Șutul lui Mușat respins cu dificultate. Maftei acum o șutează, Laurențiu respinge, Pleșca. Până înaintea acestei partide, numai puțin de 2429 de minute, o centrare pentru Fulop, șutează, gol! Gol! Gonzalo Cabrera! A doua dublă la rând pentru argentinian. Cabrera a marcat primul său gol în Liga 1 împotriva Voluntarului într-un meci disputat pe 7 august. Atunci el și-a deschis contul golurilor în Liga 1. Iată-l pe Cabrera batând cu stângul după ce Fulop îi așează foarte bine acest balon. Cabrera machează și cu dreptul și cu stângul în această partidă. A doua dublă consecutivă pentru acum o neglijență a lui Ngadeu, este fault, e penalti. Este penalti și galben pentru Michael Ngadeu. Daniel Pancu, gol! FC Voluntari, gol marcat de Daniel Pancu. Este cel de-al cincilea gol al sezonului pentru Pancu. Ultima oară punctase în urmă cu 3 runde la cel 2-1 cu Petrolul. De atunci a început seria negativă a Voluntariului. Acum este foarte greu de crezut că Voluntariul mai poate să înscrie 2 goluri în acest. Există pericolul, doar teoretic, să-l vedem însă aici pe Bălan, este oprit de Ngadeu, Bălan continuă, Ceremicea, Pancu, trimite însă pe lângă țintă, ce ar fi semnat un gol al Voluntariului în acest minut 91. S-au încheiat cu același rezultat 1-1, Adrian Bălan, marcator în ambele dueluri, așadar începe meciul dintre FC Botoșani și FC Voluntari.